Vom discuta despre lucrarea cu receptorul de măsurare, care se poate vedea în imagine. Acesta este conectat la un cablu de radiofrecvență, la capătul căruia se conectează antena de măsurare. Okay. Revenind la receptor, este afișat semnalul în dB microvolți, deci măsurăm o tensiune. Putem vedea frecvența pe care lucrăm, pe care o schimbăm din butonul Frequency. Putem introduce frecvența manuală 104,4 MHz. Putem schimba RBV-ul, 120 de kilo, 10 kilo sau 200 de Hz. Putem selecta detectorul folosit, average, peak sau quasi peak. Și timpul de măsură pe un pas. Ok. Receptorul de măsurare are la bază, la fel ca și analizorul de spectru, un receptor super heterodină, deci putem face și demodulare FM cu el, deci putem asculta postul radio. Cum facem acest lucru? Am selectat o frecvență unde avem post radio și apăsăm butonul unde scrie demodulare FM.